Dragă mamă, brațele care au fost mereu deschise când am avut nevoie de îmbrățișare. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri când a trebuit să-mi învăț lecție de viață. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Mulțumesc, mamă! Aplauze pentru așa de mine! Mare surpriză să fie atunci când copilașul se murei, vă face cu mâna lor. Моя милая мама, свет твоих глаз всюду рядом со мной. Иду по жизни, бродяга, ты обиды меня. Dragii mei, bună ziua și Hristos a venit toată lumea. Uite că am ajuns din nou în unde credeți în satul Costești, în Ieloveni. Băi, dar Costești s-a deja chiar trebuie făcut propriesc lângă liniera. Uite că astăzi doamna Maria Bivol, conversarea 70 de ani, are mică doamne din partea cui credeți, din partea tuturor copilașilor, din partea tuturor nepoțeilor și cel mai important cadou și minunat cadou a să fie fiucerașul Constantin Costel, aici sub bursul ăsta, nimeni nu știe nici o pleașă. Și noi să ne facem că de la Italia vine, că 7 ani trebuie să trebuie. Vreo 4 zile nu a fost acasă și nu văd mamica și cu jumătate de oră urmă vorbim. Mamica, eu s-a lucru, eu să noi mușim tare și aia. Ei, dar mă rog, bine nimeni băiețele, hai spor la mult. Când încolo fiar și-a venit, nimeni nu știe nimic și acum știe mereu. Hai, 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 dacă el e cam să-l băticuță, am și poți să iei pe grădină, pe acolo. Doamna Maria, da? Bună ziua, dumneavoastră personal și Hristos a beat. Am înțeles că faci aniversarea asta foarte frumoasă, de 30 de ani. E cam așa? Da, ghinelță, mă, da. Mai adaug, nu mai adaugăm, faci mai mult 30. Da, da. Aveți un mic cadou din partea cui credeți că poate fi? E, că sunt de fapt de copiii mei, nu cred. Aveți o oramă, bucelașa, băieți, fetea. Deci totuși de partea copilului trebuie să fie. Eu așa s-o cu, dar eu mă știu, poate. Așa, mai puțin, într-adevăr, din partea copilului, din partea celor nepoțeilor, din partea celor care plecați prin lumea mare, ei vin cu mine și mi-e scuze că n-au putut să vă fie alături în această zi frumoasă, 70 de ani în vârstă rotundă, să rășim un șerș din dimineață când s-ară și mersi. Dar totuși sperăm că într-o bună ziua zi, toată lumea acasă. În lipsa lor ne trimiste noi cu ursulicul ăsta să vă aducem câte un cadou, să vă aducem o florișică, să vă aducem o băutură. Da, e important asta. Și să dea Domnul cât mai curând să vină și copilașii cât mai curând acasă. Asta pentru dumneavoastră, veniți vă rog cum să ajutați aceștia mai tinerii. Da. Dar mai stau să dacă mă duc să-mi spun haina sau să-mi spun haina pe drumul ăsta acolo și am văzut că ești un demograt, așa că ești trășit. Dați în drăbă aici. Așa, mamicuța, un la mulți ani din partea copilașilor, nepoțeilor, să aveți parte de ce vine în lumea asta, să vă surprindă copiii plăcut așa cum fac ei de obicei, fiecare dată. Pentru cea mai scumpă mămică, cea mai scumpă bunică, aplauze, dragii mei, din partea tuturor celor care sunt aici, celor care vă trece bani. Asta pentru dumneavoastră, dragă mâncuță. O șampanie, vezi. Un tort făcut de surioară medicală. Tortul e cam micșor, are vreo 5 luni de zile, dar e bun, dar e pete. Da, da, coronavirus, gata. Da, puteți să-l pun undeva. Mă iau de la usulic, ia mână tot cadou frumos. Aveți un coș cu fructe, aveți o băuturică aici, toate vin dedicate de la copilașul de la Italia, care și cum o putut și o pus mână la mână și... Floresc scumpe, păi dragi
mirș, dar tare scurte. Dar scurtă ești și trecătoare, băi și rău inima mă doare. Viață, viață foarte scumpă, dragă mie, dar tare scurte. Dar scurtă ești și trecătoare, băi și rău inima mă doare. Toată lumea! Băi, Doamne, ce bine-ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Dreptul mica! Patru zăream colindat, le-am trecut în lung și lăt. Lumurile și acum ne cheamă. Tu ne-ai așteptat mereu, am venit când mi-am fost greu. Te-am găsit îngerunțită, mamă. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost. O poveție plăiețe în frame. Un grai, tu ne-ai dăruit un plai. Și-am plecat cu el în lume. Astăzi este ziua mea. An de an a fost așa toți. Prieteni mi știu că sunt veselă și-am să fiu. Anii când ți-am adunat într-un sac am aruncat și pe apareului am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece toată noaptea până-n soi. Dacă te cântă tu, mămica, să se rupă cursile. Noi v-am chemat la o zi mare, în costești la petrecere. Hai cu deștere toți împreună! Păi azi trecerea e mea, mâine ziua altuia, dar viața ne trece, nici nu știi. Păi pe voia inimii, dar când de viața s-o trăiești, într-ară așa te rești. Măi cântă mama și măi toarnă bacar, să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece toată noaptea până-n zor. Dacă cântă, cântă tu, bunica, să se rupă curțile. Noi v-am chemat la o zi mare, ziua de petrece. Aia că acum cu zgândor. Viață fericită, în familie bine, să trăiască, să înțeleagă, să crească chelașii, să ajung și ei în anii mei. Nu ne gândim de prin rău, dar ne ajung înainte. Și multă, multă sănătate îi doresc atât de bine, îți departe de mine. Ce să facem? Așa zâles. Așa e viața și noi. Ne-am dat doar și un an bun, să ne ferească de primești, de războiul ăsta care vine. Păi am fost COVID-ul, am venit început cu războiul. Și le-am și-o mers absurda pe apă. Cristian, azi nu mai întâlnim, noi cu dânsii, nu mai întâlnim, și cu mine nu mai întâlnim, dar vă știu, și mine, și lor mult sănătate, doresc la copilași, nu Oxanda, Cristian, Luca, Andrian, de coții ei, Sladii cu mine și-am mamă, dar și la mult, ca noi doresc lor mult sănătate, și părinții și sănătoși să înțeleagă pe zile, hai bă, numai cu fiind cu sănătate. Dacă n-am scris mai întâlnit, nu știu. Treci și marea. Îți urez din partea fiicii Galina,
Ginerle Viorel. Nora Victoria. Nora Aurelia. Ficiorul Victor. Nepotul Luca. Nepotul Cristian. Nepotul Andrian. Nepoata Alexandra. Și restul toților nepoți. Și scuzați. Și de la fica Elena, de la ginerile Daniel, multă, multă sănătate și răbdare. Și ei își cer scuze că la ora actuală nu au putut să fie la moment lângă tale. Eu am făcut-o din toată inima că nu te-am văzut de-o. Din sau de ani? De vreo 4 ani de zile, nu te-am văzut. De 3 ori m-am pornit acasă, a 3-a mi-a mers, 2 ori nu. A 3-a, cu ajutorul Dumnezeu, am ajuns la o vârstă, să o fac la 70 de ani, în Italia, să ciocnim Dumnezeu, împreună. Dumnezeu să-i iertare și să-i sănătos, și dacă am greșit ceva, mă rog de mai iar. Domnul știe, mă rog de iar și pe mine. Domnul știe.